Ne aflăm la Răstolița, aici unde se derulează un proiect inedit și în premieră, o tabără de fotbal. Urmează acum ca domnul antrenor Ovidiu Mărginan să ne explice exact despre ce este vorba. Tabăra de fotbal a fost o idee a mai multor persoane implicate în clubul nostru. Am vrut să o facem pe o perioadă mai lungă. Am postat pe pagina noastră de Facebook acest eveniment, la care au luat parte foarte mulți, după like-urile care le-am primit, foarte, foarte multă lume. Anunțul a fost făcut pentru toți copiii practicanți de fotbal din județul Mureș, nu neapărat pentru cei de la Athletic Urghiu. Probabil că, deși interesul era mare, probabil că nu s-a avut încredere în acest proiect și nu am primit foarte multe confirmări. Sau am primit și, pe urmă, am fost refuzați. Dar cei care ne-au fost 100% aproape au fost clubul CS Iuvenes din Târgu Mureș, conduși de profesorul Vârtic Rareș, care mi-au spus la un moment dat că vor să participe. Ne-am bucurat foarte mult. În programul pe care vroiam să-l stabilim aici, era un schimb de experiență a antrenorilor care puteau să conducă copii cu care n-au mai lucrat. Era și ieșirea din rutina zilnică a antrenamentelor, copiii să nu facă cu același antrenor. Am introdus și mai multe lucruri inedite pentru un fotbalist, adică un pescuit, o drumeție, multe jocuri interactive care au prins foarte bine și care i-au bucurat pe copilași. Acum, după ce am postat toate aceste lucruri pe care le-am realizat aici, avem foarte multe semne bune că în viitor vom putea colabora cu mai multe echipe pentru acest proiect și să ia o amploare mult mai mare. Cum s-au simțit copiii? Copiii s-au simțit foarte bine, s-au simțit bine și la antrenamentele pe care le-au făcut cei de la Gurghiu cu Rareș, cei de la Târgu Mureș le-au făcut cu mine, s-au simțit bine, au lucrat foarte bine, vorbind așa între noi după cele două antrenamente, între noi antrenorii. Ne-au plăcut entuziasmul lor și dorința de a vedea ceva nou și de a simți ceva nou pe terenul de joc. Este foarte benefic. Copiii au legat prietenii, sunt prieteni. Astăzi, la ieșirea din tabără, vor avea un mini campionat de fotbal în care ei vor fi nu adversari, vor face echipă împreună, deci s-au amestecat și asta este dovada acestei tabere: socializare, prietenie și până la urmă și muncă. Știu că ați invitat astăzi, în ultima zi, și un psiholog să stea de vorbă cu ei. Cât de important este ca și psihic ei să fie pregătiți? Foarte important, psihologia în sport este foarte importantă. Doamna 100% le va nu povesti, le va arăta sau îndruma pe copii la ceea ce înseamnă psihologia în jocul de fotbal, cum trebuie să gândească, cât de pozitiv este reacția lor, cât de pozitivă este reacția lor în timpul unui joc, cum trebuie să se pregătească și cum să pună bazele personalității lui în jocul de fotbal. Într-adevăr, o experiență nouă pentru mine ca antrenor începător și pentru copii. Am dat curs invitației clubului Athletic Kids, le mulțumim pe această cale. Ne-am simțit extraordinar, între munți, natură, pădure, Mureșul aici aproape, condiții extraordinare de cazare, de masă, totul a fost perfect. Cum s-au comportat copiii? Cum au fost ei față de antrenamentele, să zicem, cele de zi cu zi, de acasă, de la club? Sigur că am încercat să nu punem presiune prea mare pe ei, având în vedere că este o tabără, important a fost să se simte ei cât mai bine. Au fost antrenamentele destul de ușoare, bazate pe tehnică individuală. Eu am lucrat cu băieții de la Gurghiu, iar domnul Ovidiu Mărginean cu băieții de la Iuvenes Târgu Mureș.
am făcut un schimb de experiență, am văzut exact cum stau copiii, diferențele dintre lor, le-am discutat, totul a fost ok. Se poate spune că e un prim pas în pregătirea lor pentru o carieră în fotbal? Sigur, este perioada de inițiere, dar încă suntem departe de fotbalul adevărat. Este începuturilor, să zicem așa. E până la urmă și sportul în sine, sănătate, dezvoltare personală. Sigur că da, educație, sănătate în primul și în primul rând. Sportul te educă, nu neapărat trebuie să ajungi fotbalist, dar te ajută sportul de echipă, să lucrezi în echipă. Mai organizați asemenea tabere? Sigur că da, chiar aseară discutam cu organizatorii și vrem, într-o perioadă cât mai scurtă de timp, să mai organizăm o tabără de fotbal. Eu mă numesc Bogdan. Cum a fost Bogdan în această tabără de fotbal? Foarte bine, pentru că fotbalul este sportul meu preferat. Ce ați făcut? Ia, povestește-ne puțin. Am făcut antrenamente, am fost la pescuit, am fost în drumeție și am jucat fotbal pe teren. A fost obositor? Nu. Care ți s-a părut cea mai frumoasă activitate dintre toate acestea? Când am fost în drumeție. Și partea de fotbal, că v-ați cunoscut cu colegii voștri din Târgu Mureș, cum ți s-a părut? Foarte bine! Eu mă numesc Ognean Dragoș Cristian și părerea mea despre această tabără, că este foarte frumos și antrenamentele și lucrurile care le facem în această tabără. Cred că ai fost nerăbdător când ai auzit că se organizează. Da, desigur că da. În toate aceste zile noi am fost la pescuit, am fost în drumeție pe Munții Căliman, am făcut antrenamente pe terenul acesta și ne-am plimbat prin hotel. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Când am mers în drumeție pe Munții Căliman. Eu mă numesc Oprea Mihai Silviu și în această tabără a fost foarte frumos din partea mea. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Mie mi-a plăcut cel mai mult antrenamentele. De ce? Pentru... Au fost diferite față de antrenamentele pe care le aveți în fiecare zi la club? Da, au fost mai mult tehnice. Și am înțeles că ați lucrat și cu un alt antrenor nou pentru voi. Cum a fost asta? Asta a fost foarte bine pentru noi, pentru că am întâlnit alți antrenori și... Copiii de la Târgu Mureș, cum ți s-au părut? Mie copiii de la Târgu Mureș mi-au părut foarte prietenoși și buni. Eu mă numesc Ierte Jenuț și pentru mine a fost în tabără foarte frumos. Ai mai participat la vreo tabără până acum? Da. Ce fel de tabără? La Morăren. Cum a fost de această dată? Ce ați făcut voi aici? Noi am fost la pescuit, am fost în drumeție, am făcut antrenamente și atât. A fost obositor? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult? La pescuit. Colegii de la Târgu Mureș, cum ți s-au părut? Și antrenorii noi pe care i-ați cunoscut? Colegii de la Târgu Mureș mi s-au părut foarte prietenoși și antrenorii foarte buni. Mai vii dacă se mai organizează? Da. Numele meu este Sângerean Denis și aici a fost foarte frumoasă tabără. Ce ați făcut? Am făcut antrenamente, am mers în drumeții, am mers la pescuit. Cum au fost antrenamentele? Nu au fost grele, dar nici ușoare. Diferite cumva față de ceea ce se întâmplă în fiecare zi la club? Da, au fost foarte diferite pentru că am făcut cu alt antrenor. Și antrenorul a fost de la prietenii noștri, de la colegii noștri, Athletic Kids. Antrenamentele nu au fost foarte grele, au fost cum le făceau ei în fiecare zi, așa cum au făcut și ei. Ei le făceau cum le făceam noi în fiecare zi. A fost bine. Eu mă numesc Jonathan David și în această tabără a fost frumos. De ce? Păi eu am făcut antrenamente, am pescuit, am fost în drumeții, a fost frumos. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Pescuitul. De ce? Păi
n-am prins pești, dar a fost frumos. Știi, în acest loc vin și echipe mari să se antreneze. E un loc special. Ție cum ți s-a părut? Mi s-a părut frumos, terenul a fost bun. A fost frumos. Ați avut și piscină? Da. Dacă se mai organizează, mai vii? Da. Numele meu este Barabas Oviziu și în această tabără mi s-a părut destul de frumos. Ai mai fost și în alte tabere? Nu. Deci ca prima experiență zici că a fost frumos. Ce ți-a plăcut ție cel mai mult? Cel mai mult mie mi-a plăcut în drumeție. De ce? Pentru că a fost sus în munte și a fost la înălțime mare. Antrenamentele cum au fost? Antrenamentele au fost destul de ușoare. Eu mă numesc Dorneanu Eduard și în această tabără eu cred că a fost foarte frumos. De ce? Pentru că am fost în drumeții, am fost la pescuit și am făcut antrenamente foarte frumoase cu domnul antrenor de la Athletic Kids. Obositor? Obositor, dar frumos. Cum ți s-a părut zona aceasta? E totuși o zonă de munte, frumoasă, condiții bune. Am înțeles că terenul v-a plăcut tare mult. Da, în natură, să zic. Cum v-ați înțeles cu colegii de la Gurghiu? Foarte bine ne-am înțeles, ei sunt foarte prietenoși și ne-am înțeles foarte bine. Ce veți face când vă veți întâlni pe teren adversari? Păi o să jucăm cât de bine putem, dar tot prieteni o să rămânem. Eu cred că este o premieră la nivelul municipiului Reghin, sau cel puțin eu nu am auzit despre nicio echipă care să beneficieze de aceste servicii, care practic au un rol de a se cunoaște mai bine copiii ei pe ei în primul rând, de a se cunoaște unii pe ceilalți mult mai bine decât se cunosc în mod oficial în cadrul unui meci, a unei întreceri sportive, și să știe cum să gestioneze atât succesul cât și eșecul, pentru că știm că fiecare dintre noi avem alte limite. Limitele noastre nu neapărat sunt și cele ale celor din jurul nostru. Avem felul nostru de a percepe o situație, poate că alții nu au acest punct de vedere care să se potrivească cu punctul nostru de vedere, cu experiența noastră, și este foarte important să știm că rolul unui sport este acela de a ne ajuta să ne dezvoltăm armonios și nu acela de a ne scoate niște frustrări, de a ne face să ne simțim prost, de a ne face să ne simțim devalorizați, ci este tocmai acela de a crește sănătoși. Din acest punct de vedere, cred că este o idee foarte binevenită și să sperăm că întâlnirea noastră, care începând de astăzi va avea loc periodic, îi va ajuta pe micii sportivi să înțeleagă importanța participării la un meci și nu neapărat să fie primordial pentru ei câștigul. Știm foarte bine că noi putem să răspundem de noi și nu putem fi răspunzători nici de gesturile, nici de vorbele celorlalți. Trebuie să ne educăm, să știm în ce măsură aceste vorbe sau aceste gesturi ne pot afecta, în ce măsură lăsăm aceste vorbe și aceste gesturi să ne afecteze. Veți încerca să stați de vorbă și cu antrenorii, cu părinții? E important? Da, este foarte important. Poate că e lucrul care scapă uneori factorilor implicați, că dezvoltarea personală nu este o activitate de sine stătătoare, este o activitate de echipă. Este important ca toată lumea să vrea același lucru pe care îl vreau și eu, dacă doresc să am rezultate. În caz contrar, e ca și cum am înhămat la o căruță vreo patru cai, doi ar trage într-o direcție și doi în altă direcție. Ori atunci armonia nu va avea loc și fiecare dintre noi vom avea frustrările noastre pentru că nu ne-am atins scopul. Deci este important să discutăm și cu antrenorii, este important să îi avem parteneri și pe părinți, pentru că fiecare copil din acest grup are în spatele lui o familie și e foarte important ca copilul, familia și toți cei care contribuie la dezvoltarea lui armonioasă să facem o echipă care până la urmă va avea rezultatul unui copil armonios.